Griul, mazărea, lucerna și floarea soarelui din această seră sunt crescute din semințe certificate ecologic. E nevoie doar de câteva zile și plantele sunt deja bune pentru a fi consumate. Noi aici avem floarea soarelui. Prima etapă, când o sădim numai în sol, ea arată în felul următor. Și deasupra noi punem 5 kg de greutate, pentru că crescând sub greutate, ea dezvoltă o enzimă foarte importantă sănătății noastre, o enzimă care poate fi produsă doar în ficat. Și atunci când noi avem o problemă la ficat, enzima aceasta se produce destul de greu, se numește SOED. Și se dezvoltă doar crescând sub greutate. Deci, îndurând toate greutățile vieții, practic dezvoltă această proprietate vindicatoare. Peste o zi încercăm să-i scoatem toate semințele, practic, iată așa. Rămâne așa de un galben frumos și undeva în 2-3 zile se înversește totul, totul devine verde deja, plin de clorofilă, gata de consumat. Aici mai avem mazăre. Mazărea este foarte frumoasă, este unul din preferații mei vlăstari și este plin de proteină. Aici noi avem iarba de grâu, care e prințesa acestui spațiu, zic așa, pentru că e foarte consistentă în nutrienți, după cum am mai povestit. Iată așa, la înălțimea pe care o vedeți acum, este crescută în 5 zile. Va fi gata de recoltat încă în alte 2 zile. Iar din astfel de vlăstari, nutriționista Lucia Gavriliță va încerca să gătească sucuri și o salată delicioasă. Deja cunoașteți proprietățile sucului de grâu. Este un suc folosit în diferite remedii naturiste. Iar astăzi vom prepara un suc de iarbă de grâu. Mulți sunt interesați cum din așa ingrediente se primește un suc. Da, se primește, pentru că este, deși iarba pare a fi așa destul de aspră, se primește un suc foarte intens. Acum o să preparăm un suc de iarbă de grâu, care se prepară cu ajutorul unui storcător prin presare la rece. Vom porni mașina și trebuie depus cât mai puțină iarbă intră în storcător, cu atât mai calitativ iese sucul. Ăsta este un suc recomandat de cei mai importanți și notorii nutriționiști, pe care trebuie persoana să îl consume zilnic. Are foarte multe calități, dar primele două, care sunt practic cele mai măsurabile, este detoxifierea ficatului și regenerarea celulelor ficatului. Deci practic asta este, dacă este consumat zilnic în perioade scurte, noi putem să visăm ca la un ficat nou. Apropo, proprietățile sucului din vlăstar de grâu este comparat des cu cel al algelor marine. Doza recomandată timp de o zi pentru o persoană este de 50 de grame. Cantitatea de vitamine și nutrienți din acest pahar se egalează cu cea care se regăsește în 3 kg de mere. Un alt suc va fi preparat acum din vlăstar de lucernă și floarea soarelui. La aceștia, nutriționista Lucia Gavriliță recomandă să fie adăugată încă o plantă sau legumă. Ideea este că se pune o parte din un produs foarte suculent. Vara eu folosesc pe acest post castraveții, iar iarna țelina. Sucul acesta putem să-l consumăm în cantități un pic mai mari. Are la fel calități de curățare, dar se folosește în cazul nostru în calitate de hrănire, hrănitor la nivel celular. Conține foarte multe enzime, foarte mult nutrienți care ajută la detoxifierea organismului, dar și la hrănirea celulară. Pentru o persoană merge cam 100 de grame de vlăstari și 200-300 de grame de țelină sau castraveți în timpul verii. Se consumă în cazul alergiilor diverse, în cazul problemelor ce ține de durere articulare, pentru că este un suc care curăță și lichifiază foarte bine sângele. Fabrici de enzime sunt ambele. Noi zicem că consumăm vitamine, consumăm minerale și așa mai departe. Despre enzime nu vorbește lumea deloc. De ce? Pentru că ele nu se văd. Dar atâta timp cât noi consumăm mâncarea aceasta proaspătă și crudă, noi putem să simțim efectele acestea din interior și vedem că, de fapt, enzima este cea mai
importante într-un produs. De aceea, recomandarea tuturor nutriționiștilor este să includem în meniul nostru cât mai multă mâncare crudă, cât mai multă mâncare crescută puțin, deci microplantele trebuie să fie așa în topul meniului pe care noi îl facem zilnic. Această băutură este una proteică și este recomandată sportivilor, copiilor, dar și femeilor însărcinate. Din aceeași vlăstar pe care nutriționista Lucia Gavrilița îi crește în seră, în clipele următoare va pregăti o salată. O să preparăm o salată care îmi place să o numesc salata fast food, pentru că se prepară în minute care sunt mai puține decât secundele chiar. Deci, în general, eu mă străduiesc să am și ceva semifabricat în frigider și asta este un morcov marinat în sos de ulei, lămâie, un pic de sare și un pic de fulgi de drojdie. Deci îl am așa, stă și până la o săptămână și când vin acasă, obosită, repede, suntem toți flămânzi, salata noastră arată în felul următor. Deci o să folosim vlăstari. Vlăstari de lucernă. Și o să folosim și un sos care este preparat tot din fulgi de drojdie, vlăstari de floarea soarelui și un pic de ulei de măsline. Deci salata noastră este gata. Este o salată delicioasă, vă asigur. Lucia Gavrilița susține că atât pentru detoxifierea organismului, cât și pentru aportul de nutrienți, în special în sezonul rece al anului, avem nevoie de clorofilă. Aceasta se găsește anume în frunzele plantelor care de obicei nu sunt atrăgătoare nici la aspect, dar nici la gust, dar care de fapt conțin secretul unei alimentații sănătoase. Potrivit nutriționistei, ar trebui ca cel puțin o treime din tot ce mâncăm să fie alimente de culoare verde.